Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au efectuat săptămâna aceasta 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călăraș, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Marea Mureș și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform procurorilor Diicot, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpații George Trifan și Vasile Trifan au inițiat un grup infracțional organizat în care au fost cooptați ulterior și alți suspecți, specializat în construcția unor scheme infracționale complexe prin care să se obțină atât beneficii materiale importante ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cât și spălarea banilor rezultați din săvârșirea acestei infracțiuni. Grupul infracțional organizat de către suspecți a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a reținut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod licit a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlul de taxe și impozite, cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale folosite a unor sume importante de bani. Ulterior, sumele de bani au fost ridicate numerar de către membrii grupului infracțional prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realității sau prin justificări de tipul achiziții materiale, fără ca ulterior să fie prezentate unității bancare documentele justificative cu privire la așa zisele achiziții. O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat o transferare a unor sume de bani în alte conturi ale acelea societăți comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la bancomate. În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că membrii grupului infracțional au creat un lanț de societăți comerciale care aveau o aparență de bonitate, în timp ce alte societăți au fost create direct în scopul infracțional arătat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracțional este de aproximativ 16 milioane de euro. Față de toți inculpații cercetați, instanța a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar.